Păi, acum că ne-am uitat la acest video de-a lui Mimi, zic să ne luăm de proștia de acolo, pentru că ea asta ne învață în acest clip. Ha, 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 uite-te la ea ce proști. Sunt noroc cu Mimi că ne-a învățat la d-astea. Bă, chestia asta nu o să se întâmple niciodată. Exact în momentul în care lumea a început să nu mai arunce cu pietre în voi când vă vede pe stradă, ați dat cu bâta în baltă. Având în vedere că voi sunteți într-un război permanent cu majoritatea youtuberilor, iar acum apele începeau să se calmeze, ce v-ați gândit? Hai să facem un video cu substrat pasiv-agresiv ca să trezim noi o nație întreagă. Însă din toată măgăria asta ceva îmi place extraordinar de mult, și anume faptul că v-ați afișat falsitatea în mod public, pentru că voi în general sunteți cei care sunt total împotriva hate-ului. Oia care susțin că rostul n-are ce căuta pe YouTube și că prin rău se transmite numai ură. Sincer să fiu, voi ne-ați dat de înțeles de foarte mult timp că sunteți oarecum încuiați la minte. Iar eu de foarte multe ori, din păcate, tindeam să neg această situație. Și asta având în vedere că acum ceva timp am făcut un video despre Răzvan Gogan, pe care acesta ulterior l-a văzut. Ba mai mult, mi-a și lăsat un comentariu în care îmi spunea că a înțeles pe deplin ideea acelui videoclip și că nu s-a simțit deloc ofensat. Însă și fără mai de speranță pe care o mai aveam pentru voi, s-a dus și a dracului. Și asta pentru că voi v-ați p***t în mod direct pe principiile voastre. Copiii, vedeți că nu cumva să preluați cuvântul ăsta, că nu vreau să vă mai distrug generația în continuare. Dar mă rog, ceea ce voiam eu să zic este că prin faptul că voi v-ați încălcat principiile în mod direct, ne-ați demonstrat tuturor că sunteți de o penibilitate maximă. Chestia asta fiind incontestabilă. Dar haideți să ne amintim puțin cum acum câteva luni Răzvan Gogan se plângea pe YouTube că a dezvoltat nu știu ce boală din cauza hate-ului. Tot acum ceva timp vă băteați cu pumnii în piept că părerea altora nu vă afectează. Iar într-un final ați ajuns ca unul dintre voi să se îmbolnăvească, iar celălalt să intre într-o mini depresie. Iar prin toată chestia asta ce vreau să subliniez. Frații Gogan, da, sunt împotriva hate-ului, dar doar în cazul în care acesta este adus pe canalul lor. Însă din câte se poate observa, n-au nicio problemă în a-l răspândi. Și zic toată chestia asta deoarece se vede că în ultimul vostru video atacați în mod direct două persoane. Ați încercat să faceți chestia asta cât de low-key se poate, ca lumea să nu-și dea seama că substratul videoclipului este unul agresiv. Însă din păcate pentru voi aveți parte de niște abonați deștepți care și-au dat deja seama de lucrurile astea. O altă dovadă de slăbiciune din partea goganilor este dezactivarea like-urilor și a dislike-urilor. Însă sincer nu-i văd rostul acestei acțiuni. Și asta având în vedere că în secțiunea de comentarii sunt undeva la 30.000 de persoane care vă înjură de ce apucă. Pardon, adică 30.000 de copii influențați. O altă chestie care mă deranjează la maxim este modul în care se pune problema în tot videoclipul. Citez, vă bateți joc de tot ceea ce înseamnă educație. Hai să înțelegeți ceva. Noi ca și creatori de conținut nu avem datoria de a ne ocupa de educația urmăritorilor noștri. Părinții sunt cei care trebuie să o facă. Iar acum cineva poate veni cu contraargumentul că unii copii sunt prea mici și pot prelua în mod involuntar din comportamentul creatorului de conținut. Însă și în acest caz pot să spun că este de datoria părintelui de a ține sub observație comportamentul copilului și mai mult de atât activitățile acestuia. Prin asta vreau să spun că până la o anumită vârstă adultul ar trebui să știe ce fel de persoane urmărește copilul său în dezvoltare. Mai pe scurt, să-i controleze și activitatea online. Astfel, un părinte poate judeca singur ce este bine și ce nu pentru copilul său. Prin asta ce am vrut să spun. Din păcate, Andra, după atâta timp, încă nu ți-ai dat seama cum stă treaba cu platforma asta. Dacă tu faci content special pentru copii cu vârste cuprinse între 7 ani și 7 ani și 2 luni, asta nu înseamnă că toți trebuie să facem asta. Însă, fraților, stați puțin că încă nu le-ați văzut pe toate. Cum o primeam prin secțiunea de comentarii, am dat de chestia asta, care mai era și fixată. Ceea ce înseamnă că acesta este comentariul preferat al Andrei Gogan. Iar acesta spune așa: mie îmi place de voi. Înainte să pună și lui videoclipul cu părerea, toată lumea era: Andra, ai dreptate, generația noastră e stricată și etc. Stai puțin, cine dracu era așa? Acum că a pus și lui videoclipul, veniți cu hate. Voi nu vedeți că Andra are dreptate? Nu, nu văd. Tocmai de aia te-aș ruga să-mi explici tu. Ah, dar stai, comentariul nu s-a terminat aici. Ea mai spune așa: vă lăsați influențați de Shelly? Frate, fiecare postează ce vrea? Dacă ei vor să posteze piese și conținut pentru copii cu vârsta între 9 și 10 ani... Stai, frate Miu, că și aia-s mare. E treaba lor. Eu am 13 ani și nu-l urmăresc pe Shelly deoarece nu-mi place limbajul lui. Spre deosebire de el, Andra chiar are bun simț. Într-adevăr, că în videoclipurile lui, Shelly chiar își bagă în continuu. Și acum că veni vorba și de chestia asta, mi-am adus aminte de alt motiv pentru care Goganca e falsă, și anume discuția dintre ea și Shelly. Nu o să insist pe aceea, o să punctez anumite lucruri. În ciuda faptului că Andra se autoconsideră un mare influencer, nu are deloc stofă pentru așa ceva. Ea consideră că și învață abonații foarte multe lucruri bune, însă boss, cred că undeva e greșit. Într-adevăr, ți-ai obișnuit abonații să nu înjure, însă nu cred că poți să înveți și să scrie. Nu de alta, dar nici tu nu ești prea bună la asta. De ce zic asta? Pentru că din câte știu, când vorbești de persoana a treia plural, este mâi liniuță au, nu mâi liniuță a. Și nu poți să spui că ne vedem în anumită zi, ci într-o anumită zi. În momentul ăsta tu poți să vii să spui că sunt greșeli făcute în grabă sau de tastare. Însă ținând cont că este vorba despre o propunere, trebuie să ai mai multă grijă. Dar în orice caz, fraților, mi se pare că nu are rost să prelungim inutil subiectul ăsta. Putem noi să fim o mie și să zicem o grămadă, pe ei tot la bască o să-i doară. Însă pe final țin să le mai transmit ceva. Arătați cu degetul în stânga și în dreapta către anumite persoane care chipurile influențează negativ. Și toate chestiile astea având în vedere că voi sunteți cei care încercați să manipulați în masă folosindu-vă de naivitatea unor copii.